Comportamentul deviant și delincvența juvenilă a fost tema întâlnirii din seria manifestărilor lunare derulate de Centrul Cultural Pitești, sub genericul Școala Românească în context european. La dezbatere au participat reprezentanții ai Poliției Locale Pitești, Direcției Județene de Sănătate Publică Argeș, Biroului Teritorial Pitești al Instituției Avocatul Poporului, elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic Astra, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, Colegiul Economic Maria Teiulanu și de la Colegiul Tehnic Armand Călinescu. În unitățile de învățământ preuniversitar din Pitești nu au fost cazuri de violență fizică, însă se manifestă fenomenul violenței verbale, atrag atenția profesorii. Punct de vedere pe care îl are școala la ora actuală este violența, dar violența verbală. Cred că este cel mai acutizat din toate celelalte, dintre celelalte caracteristici ale violenței. Într-adevăr, pe coridoare, în clase, copiii vorbesc foarte urât, înjură la toate colțurile, indiferent ce vrei să spui, trebuie să fie și o înjurătură printre ele. Este un fenomen de masă, probabil și din cauza lipsei educației. Cred că cea mai mare cauză, sau cea mai importantă cauză a delincvenței de care vorbim și astăzi, este lipsa respectului față de persoanele de lângă noi. Atâta timp cât tu nu respecti nici colegi, nici profesori, nici părintele, nu poți să dai pe față de un comportament civilizat. Că până la urmă, delincvența este definită ca incapacitatea minorului de a se adapta la normele sociale, la normele societății. La Liceul Tehnologic Astra ne-am confruntat cu fenomenul violenței și fizice. Am avut, cred că anul trecut, un caz de violență fizică, pornit tot așa, de la o prostie. Un elev de etnie romă l-a lovit pe un altul și de aici totul a derapat. La ora actuală nu am mai auzit de niciun caz de violență, sunt consilier educativ. Știu de regulă cam ce se întâmplă peste 90% în școală. Cred că partea cu violența fizică am exmatriculat-o, cel puțin pentru moment. Din fericire, și vreau să spun, am scăpat și de acea amprentă a absenteismului de care mai vorbeam, cred că, acum două întâlniri, și anume că, în final, Inspectoratul Școlar Argeș a făcut o analiză concretă în urma unei discuții și cu doamna director Ionică și, în funcție de numărul de elevi, s-a raportat numărul absențelor. Până acum noi eram dați pe primul loc în sensul că erau cele mai multe absențe, dar nu raportate la numărul de elevi. Acum am scăpat, suntem pe locul 9, nu e un loc de frunte, dar oricum nu mai suntem noi fruntași. Și aici vorbim de absenteism determinat de cauze sociale și economice, copii care nu au bani să vină la școală. Iar în momentul în care vin, sunt marginalizați poate de ceilalți, sunt luați la mișto, efectiv, chiar eu în clasă am o fetiță care este bajocorită de elevi pentru că cred ei că ea a avut păduchi, dar nu a avut. Dar unde merge ideea aceasta și extremismul la elevii de astăzi? Deci fetița nu a avut, dar totul a plecat de la o altă colegă. Și faptul că a stat acasă, a fost foarte bolnavă, i-a făcut pe ceilalți să spună că are păduri și acum. Și făcea mișto chiar și el de ea. Deci este un caz de marginalizare a colegiului. Eu nu accept chestiile astea. M-am și răcit, nici nu-i mai iubesc așa cum iubeam clasa mea de diligenție, clasa 10-a, pentru că devin din ce în ce mai răi. Voi ar trebui să vă aveți ca frații, sunteți ca o familie la școală. Și mie este singurul lucru pe care nu pot să-l mai accept la școală acum, acest dispreț față de cel de lângă tine. Nu vreau să merg la activitatea pentru că merge aia, merge ăla, merge nu știu cine. Nu vreau să merg în excursia aia că vin aia de nu știu unde și nu-mi place fața lor. Nu vreau să fac aia pentru că ce-mi iese. La un moment dat, cred că acum un an de zile, nu mai știu exact, un elev a spus, dar doamna, de ce să-i respect eu pe profesori? Nu respect decât pe mama când dă să mănânc. Ce-mi dau mie profesorii? Mă enervează. Deci aceasta este ideea, aceasta este ceea ce cred unii elevi și cred că majoritatea, deși nu au curajul să recunoască. Dar eu sunt o fire deschisă și o vorbesc foarte mult cu elevii, de-aia mă și consum foarte mult, pentru că știu exact ce gândesc marea majoritate. Și
din păcate, gândesc foarte prost. Și să știți că iarăși mă întorc la relația cu familia. Familia este dezinteresată total de ceea ce face copilul la școală. Am sunat ieri 12 părinți care de două luni de zile am lăsat și o să văd ce fac, n-au dat niciun telefon. Copiii nu vin la școală, pleacă de acasă, stau creanga cu barul, cu vagabons, cu temir pe unde și ei sunt foarte șocați că îi trimite la școală, dar nu sună să vadă, domne, vine, nu vin. Vin la școală, discutăm, fac ședințe cu părinții și la 3 săptămâni și când îi întreb, spune ce măsuri să luăm, nimeni nu spune absolut nimic. Deci părinții sunt dezinteresați. Această relație de care vorbim noi, comunitatea locală, părinți, școală, profesori, elevi, nu există, pentru că părinții nu se implică. Mie, ca licean, mi-a fost cel mai greu să înfrunt ipocrizia adulților. Am să vă dau un exemplu. Noi am crescut într-o epocă în care marxism, leninism, ne băga pe gât, învățați, 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 și iarăși învățați, 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 și așa mai departe. Bun, au trecut vremurile. Mai acum vreun an, doi, sunt de vorbă așa cu un grup ca și voi, niște puști, m-au întrebat, și de ce să învățăm? Ce avem de câștigat dacă învățăm? Zice, uitați-vă, ai 7 clase, 8 clase și ești șomer. Termini liceul și ești șomer. Faci facultate și ești șomer. Faci un doctorat? Foarte bine. Și e șomer. La ce să învățăm noi atâta carte? Pentru ce? La ce ne folosești? Mă rădăuiesc că atunci m-a pus în încurcătură o asemenea constatare, pentru că în bună măsură este reală. În bună măsură este reală. Am găsit un răspuns parțial și am găsit și, de fapt, și un argument că ceea ce am spus mai înainte este real. Știți cu toții că Becali n-a avut deloc nevoie de școală ca să ajungă multimiliardar. Da? Deci, acum eu m-am întrebat totuși de ce acum bătrân a ajuns să-și cumpere și bacul. Adică nu că aș fi singurul care l-a cumpărat, că se practică, dar de ce să mai fi gândit acum când e vorba aia, are el atâtea pe cap cu steaua, cu toți papițoia aia de pe acolo, va să merge pe la Atos, va mai dă bani, ba nu mai dă bani, ba o câștiga, ba nu câștiga, să-și mai ia și bac. Răspunsul pe care l-am găsit pentru activitatea de învățare este următorul. Câteodată ajungi în viață să te împiedici de un amănunt. Să nu poți evolua, să nu poți prinde o oportunitate pentru că n-ai o hârtie. Sună straniu, să știți, dar am văzut cazuri. Am văzut cazuri în care, cum să spun, oameni care știau să facă unele lucruri, și când s-a pus problema, de exemplu, să-și oficializeze un raport de muncă, să-și facă un contract de muncă. Păi bine, dar ce să te angajezi? Că tu n-ai nici măcar liceul făcut. Punct! Și cu asta s-a încheiat. Deci a pierdut o oportunitate pentru că nu avea o hârtie, dacă stai să te gândești. Și polițiștii locali trag un semnal de alarmă. Deși au fost închise magazinele care comercializau etnobotanice, în unele baruri din Pitești stau la pândă traficanții de halucinogene, care încearcă pe diverse căi să-i atragă pe tineri în capcana drogurilor. Cea mai mare parte din distribuitorii aceștia de etnobotanice, periodic, dacă ați văzut dumneavoastră, deci sunt și prinși, da? Numai că trebuie realizat flagrantul, trebuie luate niște măsuri suplimentare, trebuie sfilați mai mult timp până să ajunge la prinderea acestor capi. Că, practic, cea mai importantă treabă în problema aceasta este să poată să anihileze capetele rețelor sau celor care distribuie droguri, mă rog, produse etnobotanice, mai bine zis, în municipiul Pitești. Din păcate, sunt câteva baruri care sunt luate în vizor, nu vă ascund, și discutam cu colegii noștri de la Poliția Națională și o să vedeți că în curând vor fi și rezultate pe treaba aceasta, după câte știu eu. Deci să se ferească de bar și să nu se lase abordați de oricine. Dar dumneavoastră să aveți foarte mare grijă, extrem de mare grijă când mergeți în bar, dacă aveți un suc sau dacă aveți ceva și nu sunteți consumatori de etnobotanice, droguri și așa mai departe, o să vă consumați sucul sau cafeaua pe care l-ați luat-o, stați până o terminați, până o consumați, pentru că în gama acestor, să zic, distribuitori, există și acest tip de a-ți pune într-o sticlă o anumită cantitate de
de substanță din aceasta și să te facă dependent și ușor, ușor să te facă să fii consumator de substanțe din acestea halucinogene.